Bună seara și bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni, oriunde v-ați afla! În această seară vă prezentăm în premieră episodul numărul 60 al emisiunii Țepari din Diaspora cu un nou caz de înșelăciune din capitala mondială a țeparilor, Londra, iar protagonistul, adică țeparul, se numește Sârbu Ilie, din localitatea Zaim, Tighina, Republica Moldova, rezident în Anglia. Țeparul Sârbu Ilie administrează firma Euro Design Interiors LTD împreună cu soția sa, Sârbu Eudochia, de 36 de ani din Republica Moldova, rezident în Anglia, care a fost înființată în 1 mai 2018, activă și în ziua de azi. Persoana păgubită din acest episod se numește Vasile Pop, de 44 de ani, din localitatea Turt, județul Satu Mare, rezident în Luton, Anglia, de 3 ani, tata a 4 copii, 2 născuți în Italia și 2 în România, iar suma cu care acesta a fost înșelat este de 5.000 de lire. Această sumă de 5.000 de lire, pe care păgubitul nu a mai primit-o de la așa zisul angajator al său, a constat în salariu de 3.500 de lire pentru o lună de muncă în construcții și alți 1.500 de lire, suma cu care cumnatul păgubitului, pe nume Mișcă Dănuț Daniel, de 50 de ani din localitatea Terebești, județul Satu Mare, rezident în Luton de 2 ani și jumătate, a fost înșelat de către același țepar, Sârbu Ilie. Menționăm faptul că Vasile Pop i-a plătit cumnatului său cei 1.500 de lire pe care nu i-a mai primit de la Sârbu Ilie, pentru că acesta l-a dus la muncă, la solicitarea țeparului și astfel păgubitul Vasile Pop a rămas cu paguba integrală de 5.000 de lire, atât a lui cât și a cumnatului său. Cei doi păgubiți, Vasile Pop și Mișcă Dănuț Daniel, au lucrat pentru Sârbu Ilie în perioada august și septembrie 2018 în diferite supermarketuri Morrison în diferite locații de lângă Londra, iar de atunci au trecut aproape 2 ani de așteptări în care cei doi au tot sperat că și vor primi banii pentru munca prestată, dar din păcate, țeparul nu le-a mai plătit niciun ban acestora. Vasile Pop a lucrat pentru țepar 7 săptămâni în total, iar primele 3 săptămâni au fost plătite, dar cu mari insistențe și amânări, după care au urmat cele 4 săptămâni pentru care păgubitul a lucrat și nu a mai fost plătit. Înțelegerea dintre păgubit și țepar a fost că plata să fie făcută la fiecare sfârșit de săptămână, așa cum este legal în Anglia, dar din păcate s-a ajuns să se plătească la 2 săptămâni, apoi la 3 săptămâni, după care 5 săptămâni, iar în cele din urmă Sârbu Ilie s-a gândit că este mai bine să nu mai plătească deloc, în condițiile în care el a fost plătit integral de către cei care l-au subcontractat, fără ca să se gândească că păgubitul are o familie cu 4 copii. După cele 4 săptămâni de muncă, fără ca să fie plătit, păgubitul nu s-a mai dus la muncă pentru că nu și-a primit banii și pentru că nu mai avea posibilități financiare pentru transport, mâncare, familie și alte costuri de bază. Pentru faptul că păgubitul și-a cerut salariul, țeparul Sârbu Ilie, după ce inițial a amânat, a promis că va face plata, a început să înjure și să amenințe pentru că era deranjat, după care a urmat bloc pe telefon și WhatsApp, așa cum de altfel se întâmplă în aproape toate cazurile de țepari pe care vi le prezentăm la Diaspora Online TV. Țeparul Sârbu Ilie i-a transmis păgubitului Vasile Pop, dar și tuturor celorlalți muncitori pe care i-a înșelat și nu le-a plătit salariile, că pot face ce vor ei, că nu este frică de nimeni și nimic, că nu îl interesează că va fi dat în judecată, dând dovadă de o indiferență și un tupeu incredibil. Văzând că nu rezolvă nimic, păgubitul Vasile Pop a apelat la Citizens Advice Bureau, care sunt specializați în astfel de cazuri de mediere între angajați și angajatori, dar nici așa nu a reușit să-și recupereze salariul pentru munca prestată. Ulterior, Vasile Pop l-a dat în judecată pe țeparul Sârbu Ilie în 1 noiembrie 2018, dar neavând bani pentru avocat și traducător, care necesitau costuri destul de ridicate, nu a reușit să finalizeze acest proces, dar are intenția să nu lase lucrurile așa și să continue ceea ce a început din punct de vedere legal, chiar dacă au trecut aproape 2 ani de când a luat țeapa. Menționăm faptul că păgubitul Vasile Pop și-a îndeplinit pe deplin atribuțiile la locul de muncă, nu au fost reclamații din partea clienților sau a țeparului și nu au existat motive de neplată. Țeparul Sârbu Ilie, din verificările noastre, rezultă că a dat țepe la mai mulți români și moldoveni din Anglia prin aceleași metode de înșelăciune, folosind același tupeu care îl caracterizează. Pe lângă faptul că țeparul nu și-a plătit angajații atunci când considera el de cuvință, dar acesta nu le-a plătit nici taxele și contribuțiile la stat pentru perioada în care plătea salariile muncitorilor, dar în schimb, le-a oprit taxele acestora, iar păgubiții, pe lângă faptul că nu și-au primit salariile, nu au putut să recupereze nici măcar taxele de la guvernul britanic la final de an, atunci când se face tax return, așa cum toți angajații și self-employed din Anglia au dreptul. Așadar,
Din cauza legilor permisive, a slăbiciunilor juridice, a indiferenței instituțiilor statului britanic, atunci când este vorba de infracțiuni de acest gen, în Anglia s-a creat o adevărată industrie infracțională și nu doar la nivel de înșelătorii, prin neplata salariilor, precum cazul de astăzi, ci și în alte domenii de activitate, în special cele online, cu permise autofalse, asigurări autofalse, carduri CSIS în construcții, vânzări fictive de mașini sau alte bunuri și multe altele. În ultimii ani, Londra a devenit capitala mondială a țeparilor și a sclaviei moderne, iar Anglia a fost și încă este țara preferată de infractori, care sunt specializați în astfel de înșelătorii și sclavie la locul de muncă, pentru că nu sunt deranjați de către autorități și chiar dacă păgubiții fac plângeri la poliție, polițiștii nu intervin pentru că ei le consideră cazuri comerciale, prin urmare, este doar o pierdere de timp, nu se rezolvă absolut nimic concret, iar țeparii nu sunt trași la răspundere și nimeni nu îi caută. Acesta este motivul principal pentru care astfel de țepari în serie fără scrupule, precum sârbul Ilie, care cunoaște legislația britanică foarte bine, dau țepe pe bandă rulantă, nestingheriți de nimeni, în mod premeditat și în formă continuată, an la rând, fără ca să fie deranjați de cineva sau ceva și fără ca să răspundă civil sau penal pentru faptele lor de înșelăciune. Exact din acest motiv, Diaspora Online TV a inițiat în septembrie 2019 acest proiect util pentru comunitatea de români și moldoveni din diaspora, pentru că, dacă marea majoritate a țeparilor nu plătesc pentru faptele lor de înșelăciune și nu li se întâmplă absolut nimic din punct de vedere legal, am considerat că este extrem de necesar ca prin intermediul acestui proiect să-i putem face cunoscuți pe țepari în întreaga lume, astfel încât să putem diminua numărul persoanelor păgubite în viitor. Din păcate, prin astfel de fapte de înșelăciune și sclavie făcute în mod premeditat și în formă continuată de către astfel de persoane negative, precum sârbul Ilie sau alți țepari în serie pe care vi-am prezentat în alte emisiuni, cu cazuri din Anglia, Germania, Franța, Belgia sau alte țări din Europa, românii și moldovenii au ajuns, din păcate, să fie considerați sclavii Europei. Diaspora Online TV a contactat țeparul sârbul Ilie și pe soția acestuia, sârbul Eudochia, pentru un punct de vedere și un drept la replică, dar aceștia nu au fost interesați de nicio mediere cu păgubitul Vasile Pop, ne-au comunicat că ei nu trebuie să-i dea cei 5.000 de lire pentru care a muncit, pentru că măsurăturile metrilor pătrați la gresie nu au fost făcute corect, dar din verificările noastre și din dovezile pe care le deținem, nu rezultă că ar fi fost vreo greșeală de metri pătrați pentru montajul de gresie. Chiar dacă ar fi fost așa, cum țeparul și soția afirmă, cei 70 de metri pătrați la care au făcut referire, atât cât ar fi fost în minus după părerea lor, care au un cost de doar câteva sute de lire, nu justifică cei 5.000 de lire pe care nu i-au plătit celor doi păgubiți, deci evident este doar o scuză aberantă, așa cum țeparii procedează în general. De asemenea, acești țepari care au un tupeu clasic, țeparilor în serie, ne-au mai comunicat că dacă avem ceva de discutat cu ei, să o facem prin intermediul instanței de judecată și ne-au tratat cu indiferență și nepăsare. În următoarele minute vă vom prezenta scurta conversație pe care am avut-o cu acești țepari, iar concluziile le puteți trage și singuri. În legătură cu persoana țepuită din acest episod, Vasile Pop, vă putem confirma faptul că tot ceea ce ne-a relatat în interviul său sunt lucruri verificate de către echipa Diaspora Online TV. Interviul cu persoana păgubită, Vasile Pop, este realizat în exclusivitate de către unul dintre colegii mei, Claudiu, și vi-l prezentăm acum, în premieră, la Diaspora Online TV. Spune-mi, te rog, câte ceva despre tine. Cum te numești, câți ani ai, unde ești rezident și de cât timp și ce meserie ai? Bună, mă cheamă Vasile Pop. Am 44 de ani, sunt din satul mare, locuiesc în Luton din 2016 și lucrez ca faianțar. Care este suma de bani cu care ai fost înșelat și în ce perioadă s-a întâmplat asta? Da, m-am înșelat cu suma de 5.500 de lire. În perioada 2018, din luna septembrie, august-septembrie, cam așa a fost timpul. Cum se numește persoana care te-a înșelat și care este numele firmei pentru care ai lucrat? Se numește Ilie Sârbu, firma se cheamă Eurodesign Interior Ltd.
Ce meserie ai lucrat pentru țeparul sârbu Ilie în perioada în care nu ți-a plătit banii pentru munca prestată? Am lucrat ca faianțor în centrele comerciale Morrison pe timp de noapte. Care au fost motivele și justificările țeparului sârbu Ilie pentru neplata salariului tău? Deci motivele lui au fost că nu a fost plătit de compania pentru care lucram și că trebuie să așteptăm să fie plătit ca apoi să ne plătească și pe noi. Și vă promitea că vă dă banii sau cum? Tot promitea că o să intre vineri, că o să intre în 2, că o să intre în 23 și tot așa amâna până când s-au făcut 2-3 luni de zile, după care, sigur că după 2-3 luni de zile mi-am pierdut răbdarea și am mers la persoanele abilitate care cred că mă pot ajuta în cazul acesta. Care a fost înțelegerea inițială dintre tine și țeparul sârbu Ilie în legătură cu modalitatea de plată? Când trebuia să fiți plătiți în mod normal? În mod normal, la început a spus că la o săptămână vor fi banii, iar după care a spus că vom fi din două în două săptămâni. Nu a fost nici așa din două în două săptămâni. A ajuns și până la 5 săptămâni să nu fim plătiți. Și cât timp a trecut de atunci? Aproape 2 ani. Ai fost intimidat, amenințat de către sârbu Ilie și dacă da, îmi poți da câteva detalii? Da, pe el nu-l interesează de nimeni. El se aude înregistrările care le aveam cu el că să mă duc unde vreau, pentru că pe el nu-l prea interesează. Atunci când îl plătește pe el, ne va plăti și pe noi. Dar cu tipologia aia jegoasă, în continuu și obraznică, încerca să ne intimideze, dar prea puțin mă interesa. Ai încercat să rezolvi amiabil cu sârbu Ilie? Am încercat în aproape 5-6 săptămâni să mă comport frumos și să încerc să ajung la o înțelegere cu el ca să fim plătiți. În schimb, amâna în continuu că nu a fost plătit și amânările s-au făcut lungi, dar nu am fost achitați nici în ziua de azi. Ulterior, ai mai luat legătura cu el telefonic sau pe WhatsApp? Nu. Am închis discuțiile, deoarece și el a spus că nu mai vrea să avem discuții cu până când el le va intra banii și ne va achita. Și sigur că mi-au dat și bloc pe telefon. Părerea mea că a anulat și Facebook-ul acela, că erau mai mulți băieți care nu și-au luat banii în acea vreme. Ai făcut plângere la instituțiile statului în legătură cu această faptă de înșelăciune? Și dacă da, în ce perioadă? Îmi poți da câteva detalii? Prin octombrie, după aproape 60 de zile, am ajuns la Citizen în lupă, în 2018. Și de atunci am ajuns inclusiv la curte ca să-i fac proces și nu mă voi opri până nu voi obține suma totală împreună cu cumnatul meu, pentru că noi am muncit pentru banii ăștia și nu o să mă opresc, o să continui cu curtea. După aproape 2 ani de așteptări și răbdare, ai rezolvat ceva pe cale legală? Cum s-a finalizat acest caz și care au fost costurile și taxele pe care le-ai plătit la court? Încă nu s-a finalizat, este în curs. În schimb, mă voi duce pe la toate locurile unde voi reuși să anunț acest caz. Nu s-a rezolvat încă, dar cred că pe viitor voi fi rezolvat în acest caz. Care au fost costurile legale pentru această acțiune legală? Deci am ajuns la 550 de pounds. Până acum au trebuit să plătesc proces, a trebuit să plătesc tot felul de demersuri, pe lângă drumurile mele care trebuia să fac câte 40 de mile până la această doamnă care m-a ajutat, se cheamă Adelina Ceca, tot așa ca și voi, deci o doamnă care lucrează pentru guvern și mi-a promis că mă va ajuta până voi recupera acești bani. De aceea am apelat și la dumneavoastră ca să
Să știe toți că nu mă opresc aici, inclusiv și el, Ilie Sârbu, nu mă pot intimida cu identitatea lui, deci nu mă voi opri aici până nu voi fi plătit împreună cu cumnatul meu. Ai avut avocat care să te reprezinte sau traducător? Nu am avut nici avocat, nu am avut nici traducător, doar această doamnă care lucrează pentru tot așa un citizen de ăsta, dar ea este româncă și m-a ajutat să-mi facă inclusiv dosarul și mă va ajuta în continuare cu tot ce am nevoie. Mi-a spus că nicio problemă și cu traducere, dacă pe viitor voi avea nevoie. Mai cunoști și alte persoane care au fost înșelate în același mod de către țeparul sârbu Ilie și dacă da, îmi poți da câteva detalii? Da, am cunoscut în vremea aceea mai mulți băieți care nu au fost achitați și au așteptat cu lunile, spuneau ei, și inclusiv după 2 luni când noi am fost la Morrison, în Wadgren, am întâlnit 2 băieți care lucra pentru Ilie Sârbu și mi-a spus că nici ei nu sunt plătiți de 3 săptămâni. Băieții în aceeași zi au și reîntors acasă, deoarece s-au speriat că au zis cum, voi n-ați fost plătiți de 3 luni de zile și acum pe noi ne ține 3 săptămâni. E clar, nu ne va mai plăti și pe noi. Și acei băieți, nu mai mi-aduc aminte numele lor, erau 2 băieți tineri, apoi mai înainte erau alți 2 băieți care lucram în acel timp și tot așa, au fost mai mulți băieți care n-au fost plătiți în vremea aceea. Numele lor nu ți le mai mintești, da? Era Sergiu, era Daniel, Sasha, era inclusiv din zona lui de Moldova. Se chema Sasha și acest om zice că 800 de pounds nu i-a dat de 2 luni de zile. Ce recomanzi românilor din Anglia, care au fost înșelați în același mod de către țeparul sârbu Ilie și nu au fost plătiți pentru munca prestată? Le recomand tuturor românilor din Anglia ca să apeleze cu încredere la curte, la citizen și inclusiv la această Adelina Ceca, inclusiv la voi, așa, să nu se oprească și să facă toate demersurile pentru ca acești țepari să nu mai dea țepe la nimeni și să fie pedepsiți pentru faptele acestea murdare și mizerabile. Deoarece fiecare are copii acasă și are o mașină, are probleme și nu putem să lucrăm pentru niște asemenea oameni. Și o ultimă întrebare, tu ai copii? Am 4 copii, am mamă care trebuie să o îngrijesc, am nevastă care îmi îngrijește de copii și am cașor care are probleme și nu puteam ca să întind luni de zile și ani de zile pentru un asemenea, să-i pot zice, scroc, că zis puțin scroc, pentru că dacă tot m-a mințit și tot m-a mințit și tot m-a mințit pe lângă că cumnatul meu are și el 2 copii și a pierdut inclusiv familia din cauza aceea că în acea vreme el nu putea să fie plătit ca să trimită acasă, inclusiv soția lui era bolnavă și trebuia să primită bani acasă ca să aibă grijă de copii. Dați seama, să nu fiți plătiți pe o lună de zile și să trebuiască să îngrijești 2 copii în țară și o nevastă bolnavă. Deci fiecare are probleme, iar acești țepari nu gândesc, ar trebui să gândească și să nu meargă în mediul acesta prost de viață, cu țepe în continuu. Doresc să-i transmit un mesaj țeparului sârbu Ilie? Da, ca să fie om între oameni și să-și plătească datoriile față de cei care i-a dus la muncă și a lucrat pentru el, deoarece el este un incapabil față de munca care trebuie făcută. Deci, el trebuie să gândească cu cine și-a făcut de afaceri, că nu mă voi opri aici pentru faptele acestea rușinoase de țepar. Să se gândească bine și să-mi plătească suma care mi este datorată de 2 ani de zile. Pentru că munte cu munte nu se întâlnește, dar om cu om se va întâlni în viață. Și pe cale legală voi continua și pe orice cale posibilă
ca să demonstrez că trebuie să mă plătească și trebuie să fie om între oameni. Și cu țeparii la coșa de la groapa de gunoi. Dacă nu vor să fie oameni între oameni. Aceștia sunt cei doi țepari, sârbu Ilie și soția sa, sârbu Eudochia, din localitatea Zaim, Tighina, Republica Moldova, rezidenți în Anglia și cei care l-au înșelat cu suma de 5.000 de lire pe Vasile Pop și cumnatul lui pe nume Mișcă Dănuț Daniel. Acesta este unul dintre mesajele vocale pe care țeparul sârbu Ilie le-a trimis lui Vasile Pop atunci când se simțea deranjat pentru faptul că păgubitul nu a făcut altceva decât să își ceară salariul pentru care a muncit din greu ca să-și întrețină cei 4 copii pe care îi are. Pe drum acum în mijlocul Londrei, nu mi-a venit niciun bani nimic, știi? Nu vreau în toată ziua să știi cum spune, ne pui cuțitul în gât sau cum să fie, știi? Cum încasez, cum îți dau banii, da? Ori lucrăm, ori nu lucrăm. Deci facem așa, da? Eu cum încasez banii, mă sor să vinim și ne achităm tot frumos, cum și-am spus. Cuvintele mele astea, dar tu nu în fiecare zi, eu tot mă scol la fiecare ceas, prinez mesaj la tine, că astea, eu înțeleg, tu ai probleme, am și eu probleme, în pula mea, am tot avem probleme. Eu ți le-am ascultat pe atele, tu pe mine nu mi le asculti. Acestea sunt conturile de Facebook ale țeparului, sârbu Ilie, și al soției sale, sârbu Eudochia, administratorii firmei Eurodesign Interiors LTD. Acestea sunt câteva mesaje dintre păgubitul Vasile Pop și țeparul sârbu Ilie, iar concluziile le puteți trage și singuri. Acestea sunt câteva postări ale țeparului sârbu Ilie pe diferite grupuri de Facebook, exact în perioada când păgubitul Vasile Pop, cumnatul său, dar și alți muncitori au luat țeapă. Aceasta este firma țeparului sârbu Ilie, Eurodesign Interiors LTD, pe care o administrează împreună cu soția sa, sârbu Eudochia, de 36 de ani, iar această firmă rezultă activă și în ziua de azi. Aceasta este conversația dintre diaspora online TV și cei doi țepari, sârbu Ilie și soția sa, sârbu Eudochia. Alo! Alo, da, sârbu Ilie? Da. Sunt Claudiu de la diaspora online TV. Avem un caz pe care îl investigăm cu Vasile Pop și cumnatul său, Mișcă Dănuț Daniel. Ok. Am înțeles că Vasile Pop are de primit de la tine 3.500 de euro pentru 4 săptămâni de muncă și cumnatul lui are de primit 1.500 de lire. Dar nu știu de cine vorbim, asta e de Vasile Pop, cu el am făcut hotărâre, da, dar eu deja i-am arătat în judecată, mă. Cine vorbesc eu acum? Păi n-are legătură judecata cu ce facem noi. Noi facem, o să facem o emisiune cu acest caz și te-am contactat, poate ai și tu un punct de vedere, vrei să spui părerea sau vrei să găsești o soluție de mediere cumva cu el. O misiune? Ascultă, cum te numești, vreau să știu în sală de vorbă? Claudiu mă numesc, de la Diaspora Online TV. Claudiu, de la cine? De la Diaspora Online TV, este o televiziune online, poate ai văzut și tu pe internet, emisiuni cu țepari. Acum eu vorbesc online, mă ascultă tot, da? Nu, nu te ascultă nimeni, nu.
Bună ziua, eu sunt Eudoxia Sărgu, sunt director la Eurodesign Interior și ce vreau să vă spun despre Vasile Pop, că noi am avut cu el la data de 4 februarie 2020, domnul Vasile Pop trebuia să se prezinte la judecată și el nu s-a prezentat. Și ce vreau să vă spun, este cazul închis și eu, Vasile Pop, nu-i sunt datoare nici cu un cent, să știți. De ce, și atât. De ce nu a lucrat pentru voi 4 săptămâni pe care nu le-ați plătit? I-am plătit voi. Noi am lucrat cu el la metru pătrat. Adică nu s-a plătit pe munca pe zi sau pe muncă cât metru era înșalat. De noi avem dovezi că mai trebuie să-i dați 3500. Și eu am dovezi. Și eu am dovezi că l-am plătit pentru toată munca ce a făcut-o, domnul Vasile Poc, pentru Eurodesign Interior. Păi bună, la revedere! Dacă mai aveți ceva întrebări, doar prin judecată, adresați-vă... Noi n-avem treabă. Domnul Vasile Poc, am întrebare la el, dacă e lângă dumneavoastră sau aveți legătură cu el. Am o simplă întrebare. De ce nu s-a prezentat la judecată pe 4 februarie 2020? Am încurcat data procesului, s-a trezit cu 2 zile după. A crezut că a avut după 2 zile după. Mi-a explicat și chestia asta. Domnule, se trimite scrisori, s-au fost trimis scrisori de la judecător, de la CUP, la CURT, că să fie prezent la ora cutare, pe data cutare. El nu trebuie să avem judecată aici în Manhattan, el a anulat-o la Londra, l-am dus la Londra, nu suntem în Manhattan, nu suntem în Londra. A venit pentru el acolo. Eu ce pot să... Asta e. Are, omul are 4 copii și păcat să-i dați seapă, de asta zic. Acum nu știu care a fost situația nouă. Păi, eu am zis că copilul îmi iau cât ieri. Eu acum se spune cu Vasile Pop că toți banii și tot stresul care el mi-a creat va plăti pentru aceasta. Eu merg contra lui. Eu am scris clientul eu. Păi asta e. Eu îl dau pe el acum judecată. Noi o să facem cazul ăsta cunoscut peste tot în întreaga Anglie și în toată Europa și o să prezentăm exact cum știm că s-au petrecut lucrurile. O să spunem și faptul că v-am contactat și nu ați văzut. Claudiu, vreau să spun eu la rândul meu, Ilie, da? Cum ați spus că să-l raportăm, să-l arătăm cum știți, ca să știți cum știți, trebuie să vă interesați. Acum eu am spus partea mea, care este că eu nu sunt nimic vinovat. Eu am doi contractori care când s-a plătit pe șantier 300 de metri pătrați și Vasile mi-a spus că 370, contractorul murea de râs și a spus că compania Eurodesign Interior a fost plătit numai pentru 300, dar Vasile avea 370. De unde avea 70 de metri? Eu am alte dovezi, nu am așa ceva dovezi, dar ai dovezi că... Apoi ascultă, dovezile lui Vasile care a fost puse pe internet și șterse, acestea nu sunt dovezi nici într-o țară. Înțelegi? Asta. Acum eu astun la alte companie de televiziune să fac și eu chestia asta, înțelegi? Foarte bine faci. Atunci, sănătate și fericire în viață mai departe să vă meargă cum le merge la toți. Ok, o zi bună. Baftă! Acesta a fost episodul numărul 60 al emisiunii Țepar din Diaspora, iar protagonistul, adică țeparul pe care vi l-am prezentat în această seară, se numește Sârbu Ilie, din localitatea Zaim, Tighina, Republica Moldova, rezident în Anglia, administrator al firmei Eurodesign Interiors, LTD. Persoana păgubită pe care v-am prezentat-o în această seară se numește Vasile Pop, de 44 de ani, din localitatea Turt, județul Satu Mare, rezident în Luton, Anglia, de 3 ani, tata 4 copii, 2 născuți în Italia și 2 în România, iar suma cu care acesta a fost înșelat este de 5.000 de lire. Dacă ați fost înșelați de către Sârbu Ilie și dacă doriți să investigăm gratuit cazurile dumneavoastră și să le mediatizăm în întreaga lume, vă rugăm să ne contactați pentru că doar împreună putem să oprim acești țepari de la mai înșela românii și moldovenii din diaspora. De asemenea, dacă locuiți în diaspora și ați fost înșelați de către alți țepari, indiferent când și cum s-a întâmplat asta și indiferent cine v-a țepuit și în ce țară, ne puteți contacta cu încredere pe pagina noastră de Facebook și în mod gratuit ne vom ocupa de cazurile dumneavoastră. Noi vom încerca să vă ajutăm să vă recuperați banii și să mediatizăm cazurile dumneavoastră în comunitatea de români și moldoveni din întreaga lume. Dacă ați fost păgubiți, sclaviți sau înșelați la locul de muncă și doriți ca împreună să stopăm sau să diminuăm acest fenomen care ia amploare de la an la an,
Alăturați-vă și voi luptei împotriva țeparilor inițiate de către Diaspora Online TV, care a început acest proiect în mod voluntar în urmă cu 8 luni, devenind deja spaima și coșmarul țeparilor în serie. Nu-i subestimați pe țepari. Ei sunt inventivi și în fiecare zi gândesc cum să construiască o nouă țeapă. Țeparii nu trebuie să fie lăsați așa. Nu trebuie să fie ignorați și nu trebuie să vă consolați cu faptul că ați luat țeapă și nu mai aveți ce face și că banii nu-i mai puteți recupera. Țeparii trebuie să fie mediatizați cât mai mult, trebuie să fie reclamați la poliție, pentru că altfel ei vor continua să dea țepe și altor persoane care muncesc din greu pentru familiile lor. În episodul numărul 55 ați putut vedea un alt caz de înșelătorie din Valencia, Spania, în care protagonistul, adică țeparul, este Gonciar Vasile din Bistrița Năsăud, născut în Republica Moldova, rezident în Valencia de peste 10 ani, fost sportiv de performanță, care l-a înșelat pe Vladimir Tescureanu, de 34 de ani din Domdușeni, Republica Moldova, rezident în Spania de 3 ani și jumătate, cu suma de 890 de lire. Gonciar Vasile a înșelat mai multe persoane, iar dacă vom fi solicitați și de către alți păgubiți, cu siguranță vor urma și alte emisiuni cu acest țepar. Gonciar Vasile a violat foarte multe fete tinere din Republica Moldova, multe dintre ele minore, care au lucrat ca bone și menajere pentru el în casa sa din Valencia, Spania. Săptămâna trecută ați putut viziona episodul numărul 56 cu un alt caz de țeapă și sclavie la locul de muncă, din Londra, cu un alt țepar, care se numește Prelipșan Ionel Ghiță, din comuna Horodnic, județul Suceava, care l-a înșelat pe Sava Adrian, de 32 de ani din Suceava, rezident în Londra de 5 ani, cu suma de 2.500 de lire. De asemenea, tot săptămâna trecută, echipa noastră v-a prezentat episodul numărul 57, cu un alt caz de înșelătorie cu aceiași doi țepari în serie, pe care vi-am prezentat în alte 4 cazuri de înșelăciune identice în episoadele precedente, numărul 45, 47, 49 și 54, pe numere Ileanu Cătălin din București, rezident în Londra, și Stoleriu Cristian Ionus din Roman, care l-a înșelat cu suma de 10.500 de lire pe Molnar Ovidiu Vlad, de 30 de ani din Bihor, rezident în Sheffield, Anglia, de 2 ani. În zilele trecute, echipa noastră v-a prezentat episodul numărul 58, cu un alt caz de înșelătorie, în care țepara se numește Grecia Mihaela din Bacău, rezidentă în Paris, Franța, de 22 de ani, de profesie medic specialist, chirurgie estetică, plastică și reconstructivă, atât în Franța cât și în Bacău, unde are o clinică privată. Grecia Mihaela l-a înșelat pe Cancel Antonin din Bacău, rezident în Torino, Italia, de 25 de ani, cu suma de 40.000 de euro, bani care au constat în mai multe împrumuturi date în anul 2007, dar niciodată returnate păgubitului, conform înțelegerilor dintre părți. De asemenea, tot zilele trecute, ați putut viziona episodul numărul 59 cu un alt caz de înșelătorie, cu aceiași doi țepari în serie pe care vi-am prezentat în alte 5 cazuri de înșelăciune identice, în episoadele precedente, numărul 45, 47, 49, 54 și 57, pe numere Ileanu Cătălin din București, rezident în Londra, și Stoleriu Cristian Ionus din Roman, care a înșelat-o cu suma de 5.650 de lire, pe Bechir Mariana, de 35 de ani din Galați, rezident în Londra de 3 ani. Acești doi țepari în serie, fără scrupule, au înșelat în doar 2 luni 10 de români și moldoveni, iar prejudiciul depășește suma de 100.000 de lire. În următoarele zile va urma episodul numărul 61, cu un nou caz de țeapă în Londra, capitala mondială a țeparilor, în care protagoniștii, adică țeparii, folosesc pe Facebook numele de Ușurelu George Edward și Victor Andrei. Aceștia l-au înșelat pe Luhas Vasile Ștefan, de 45 de ani, rezident în Londra de 5 ani, din localitatea Baia Mare, județul Maramureș, și pe soția acestuia, Iuhas Daniela, cu suma de 42.000 de lire, prin diferite acțiuni ilegale pe care le-au făcut în numele păgubiților la HMRC, care este echivalent cu ANAF-ul din România, pentru recuperarea de taxe în urma unui bilanț contabil fals. De asemenea, tot în zilele următoare, va urma episodul numărul 62 cu un nou caz de înșelătorie, iar țeparul, care se numește Păună Ionuț Cătălin, din satul Valea Merilor, județul Olt, municipiul Slatina, care l-a înșelat pe Alexandru Teodor Botezatu, de 26 de ani din Deva, județul Hunedoara, rezident în Londra de 5 ani, cu suma de 250 de euro pentru transportul fictiv pe platformă a unei rulote în valoare de 1.000 de lire, din Southampton, Anglia, în Deva.
Săptămâna viitoare vă vom prezenta episodul numărul 63 cu un nou caz de înșelătorie din Belgia, iar țeparul care se numește Bodan Ion Adrian, din Satu Mare, rezident în Belgia, l-a înșelat cu suma de 1200 de euro pe Cioinac Vasile, de 36 de ani, din Cluj-Napoca, din 2011, născut în Hâncești, Republica Moldova, care a fost rezident în Belgia timp de 3 luni și jumătate. De asemenea, tot săptămâna viitoare va urma episodul numărul 64, cu un nou caz de înșelătorie din Londra, capitala mondială a țeparilor, iar țeparii care folosesc pe Facebook numele de ușurel George Edward și Victor Andrei au înșelat-o cu suma de 42.000 de lire pe Luhas Daniela, de 43 de ani, din localitatea Baia Mare, Marea Mureș, rezident în Londra de 4 ani și jumătate, și pe soțul acesteia, pe nume Luhas Vasile Ștefan, prin diferite acțiuni ilegale pe care le-au făcut în numele păgubiților la HMRC, care este echivalent cu ANAF-ul din România, pentru recuperare de taxe în urma unui bilanț contabil fals. În curând va urma și episodul numărul 65 cu un nou caz de înșelătorie din Germania, în care țeparul se numește Păune Ionuț Cătălin, administratorul firmei Cerbeci & Ana Olympic SRL din stat Valea Merilor, Olt. Acesta l-a înșelat cu 300 de euro pe Vasile Melnic, de 20 de ani în Cluj-Napoca, pentru un transport fictiv pe platformă a unei mașini marca BMW X6 din anul 2017, în valoare de 44.000 de euro, care trebuia făcut din Germania în România. Echipa Diaspora Online TV are în curs de investigare foarte multe cazuri de înșelăciune din diferite țări din Europa, care vor fi difuzate în curând în cadrul emisiunii Țepar din Diaspora. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like la pagina noastră de Facebook Diaspora Online TV ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care vi le vom prezenta în viitor. Dacă și voi susțineți această inițiativă și sunteți contra țeparilor și doriți să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, dați-vă rog distribuire în cât mai multe grupuri de Facebook. Vă mulțumim și vă dorim o seară bună! Jos țeparii!